Vreți un rege? Poftiți o halbă cu bere. Nu este orice bere, ci una care are la bază o rețetă specială. Arome ușor florale, amar aurie, cu puțin parfum de citrice și un conținut de alcool de 4,2%. Totul a fost conceput pentru ceremonia de încoronare a regelui Charles, care va avea loc la 6 mai. Un portret al regelui Charles a fost comandat pentru această marcă de bere. Suveranul britanic este prezentat în uniforma regală, înconjurat de păsări, albine, flori și fluturi, simbol al preocupării sale constante pentru protecția mediului. I think beer is a great way to pay tribute to the new king. Partly it's celebratory and people want to toast the occasion, they want to celebrate the occasion. Secondly, it's a really traditional industry. It's one of our proudest industries here. Creatorii noi mărci de bere se așteaptă ca licoarea cu arome regale să devină foarte populară, mai ales în rândul turiștilor. So here in Windsor and Eaton, we get a lot of people from around the world that stop off, try our food, but also try the beer. So with the fact that we've got a coronation beer on, Return of the King, they all want to try it. O ladă cu bere va fi trimisă și suveranului cu ocazia ceremoniei de încoronare.